Paul, mai sperie, acum cinstit, revenind la, la fotbalul ăsta serios, sperie Franța, adică e campioana mondială sau e cea mai rămas din campioana mondială? Nu, eu zic că e o echipă. Ce a arătat mare până care, acum? Eu zic că e principala favorită la câștigarea trofeului. Așa cred eu, din ce am văzut. Au două echipe pe banc, Cătălin, ok, li s-au accidentat patru jucători, dar tot au două echipe, poate să fie finala Franța 1 cu Franța 2. Eu fiind un fan al Italiei, dar trebuie să recunoaștem. Corect, că păi da, m-am și speriat, da. Dar totuși Franța e favorită. Eu cred că nu-mi dau seama Franța cu Belgia cum se întâlnesc. Se întâlnesc în finală sau în semifinală? În semifinală. Cam, în semifinală se întâlnesc. Ne, atunci una dintre bine, dacă trece de Italia. Da, și Spania. Da. Că totuși s-ar Italia putea și Spania Franța sunt echipe tinere în formare, parcă la Spania chiar în reformare, parcă la alt nivel sunt belgenii și francezii. La Londra a jucat. Acum. Dar, cum spune un bătrân, să nu îi desconsiderăm pe nemți, să nu îi scoate niciodată din calcule. Da, vor fi da, început, da, da. E mai greu, dar să vedem, parcă vă că bat pe Wembley și se trezesc în finală și acolo e posibil orice. Totul, în Germania. Nici pe italien, pentru că au arătat destul de bine, chiar dacă în meciul... Da, da, știi cum e, Italia, mult entuziasm, dacă vă uitați pe meciurile alea, ultimele meciuri, n-au fost cine știe ce echipe. Stai să-i vedem cu o echipă dravănă, cu Belgia, cu Anglia, cu Germania, să-i vedem la treabă atunci, cu Franța. Paulica, până la urmă, stadioanele astea noi pe care le-am construit, Ghencea și Arcul de Triumf, că am înțeles că francezii s-au pregătit acolo și pe Ghencea... Da, și Macedonia și Austria a făcut un antrenament. Adică și-au făcut treaba, mulțumiți oamenii de condiții, de ce a fost, din păi, ce știi tu? Silviu, sunt stadioane care au fost date în folosință de nicio lună. Ar fi fost culmea să aibă probleme așa de la început. Gazoanele se prezintă excelent, tribunele sunt noi, n-a fost niciun meci, niciun om în tribună, ca să zic așa. Arată bine, arată bine. Să vedem ce se va întâmpla în continuare cu ele, pentru că e foarte interesant ce se va întâmpla în continuare cu ele. Că văd că deja echipa de rugby caută să joace până altă părți. Bine, a fost acum, s-a suprapus campionatul ăsta european. Am văzut deja că la primul meci, dacă nu mă înșel, când a plouat atunci foarte rău, austriecii au făcut și baie pe arena națională. Da, a fost arena națională. Da, arena națională, da. Adu-te aminte, bine, ok, a fost o rupere de nori. Eu zic că s-a prezentat foarte bine a doua zi gazonul la meci, pentru că adu-te aminte, la meciul de Europa League între Villarreal și nu mai știu ce echipă, tot așa a fost o rupere de nori, s-a făcut inundație, după o oră s-a jucat meciul, adică n-am mai făcut față canalizarea, drenajul, dar gazonul s-a prezentat excelent la meciurile următoare. Și, Paul, hai să ne aducem aminte că a doua zi a fost pe Cartuja Spania cu Suedia, o tragedie. Adică dacă s-ar fi întâmplat asta la noi, voia toată Europa, ca aoleu, ce stadion, da, da, ce teren și așa mai departe. La noi a plouat torențială, exact cum ziceți voi, un metru apa și a doua zi s-a jucat civilizat. Da, Macedonia de Nord cu Austria, chiar un teren foarte ok. Ba mai așa mult, e. Am scos țâșnitorile alea și le-am mai și rudat un pic la pauză. Ei, și a doua zi după aia, Spania, acasă, frumos, debut, cu tare națională a Suediei, uitați-vă pe cartă, de-a zis și Luis Enrique, că sărea mingea e mușcat de nas pe toți. Bine, Luis Enrique ce să zică după 0-0? Corect, dar se vedea... Era terenul ars, era, adică, ce s-ar fi întâmplat la noi? Dom'le, a schimbat gazonul ăla de 40 de ori pe arena națională și tot nu l-a dezolvat România. Ei n-au mai zis nimic, după două meciuri a zis, da, într-adevăr, sare prost, hai să vedem ce putem face. A, uite un amănunt interesant. Franța revine la București pe Arena Națională. Ei au fost la inaugurare, dacă da, fugea. Da, da, când da, fugea, da, când da. Fugea Rulou cu Benzema, cred că 2011, greșesc, sunt 10 ani. Da, 10 ani fix, 2011, cred. Așa. Da, cam, da. Și revine, da. De atunci n-am mai fost niciodată la București. Da, să se calculeze de câte ori am inaugurat. Să se calculeze de câte ori am schimbat noi gazonul de atunci. Da. Câte bucăți de teren am schimbat între două meciuri cu Franța. Da, sigur, și începe bacul, sigur, da. Spun eu, sigur, la un moment dat pierdusem eu șirul, dar acum vreo un an și jumătate erau 13 schimbări de gazon. Nu îți mai ajung degetele de la ambele mâini. Oricum, Da. M-am trecut la picioare deja. Am văzut ceva poze pe Instagram la ei, impresionați de arenă. Mă uitam, Griezmann își făceau poze acolo, Mbappé. Stadionul arată bine, e un stadion de 60.000 de locuri, arată ok, e branduit acum cu campionatul european, adică n-au de ce să se plângă. Hai să, totuși, să nu mai uităm chiar așa în presa franceză, că au și bubelele lor. Da, ok, e una dintre cele mai frumoase țări din Europa, din lume, nu știu. Da, dar nu potrivesc Budapesta cu Bucureștiul. Da, e bine acum și pentru cei 6 suporteri care trebuiau să ajungă la Budapesta azi la București. Ei au rămas, atunci? Păi dacă s-a dus la Budapesta, n-au făcut nimica. Da, trebuie să se întoarcă. Adică
Or fi avut bani să rămână atâtea zile sau au zis în Franța și au revenit? Nu, că au zis că sunt aitiști și au bani, dar au zis că singura lor problemă, la modul serios, e că ar trebui să învețe un pic geografie, au zis ei, pentru că nu mai nimeriseră și cu vreo 3 ani înainte. Păi poate se duc, a început bacul astăzi, da. Și poate se duc... Da, e la română, trebuie să mă aștepte până joi. Da, e la română, da. Azi a fost limba română. Paul, mii de mulțumiri că ai fost alături de noi. Paul. Cu plăcere, băieți, și emisiune plăcută. Să rămână, mii de mulțumiri. A fost Paul Andone, colegul nostru de la Antena Sport, cel care, ați văzut cum a zis, am avut de tras cu acest campionat european. Ar fi fost bine dacă am fi fost și noi. Noi suntem în Mykonos, acum echipa națională în Mykonos, toată echipa națională a României, dar să nu uităm că ne reunim. Da, știți, sună ciudat. Unde mă să vă reuni pe 20 și... Dar încă nu s-a anunțat nimic, niciun lot, nu s-a anunțat nimic. O să discutăm puțin și despre Olimpiadă. Da. După câți ani participăm, am zis noi, după 57, dacă nu mă înșel, 57 de ani. Dar iată că... Tot la Tokyo, dar nu toate cluburile au lăsat jucătorii sau vor să lase jucători pentru... Corect. Hai să vorbim puțin despre meciurile astea care au fost. Păi surprize, n-ai văzut? Surprize cu mare echipă Olandei, nu? Olanda seara, numai Cehia, iată Cehia, Lunicușor Stanciu, ca să zic așa. Da. Majoritatea sunt colegi cu el pe acolo sau au fost. Citisem că ultimele 7 partide Republica Cehă la campionatele mondiale sau europene, 6 înfrângeri. Ei au avut prima victorie acum cu Scoția sau cu cine au jucat ei și au avut. În rest, adică erau outsideri. Da, da, da. Și uite cu... Apropo de Franța, că joacă în seara asta la noi, ultima dată când am fost și noi la Euro, acum vreo 5 ani, parcă nu. Da. Sună ciudat că tot ar trebui 4 ani, știi? 4, dar... da, exact. E tot da. La ultima Olimpiada cu 5 ani. Am jucat cu ei, dacă ți-aduci aminte, ne-a ars pe aia în 89. Da, greu. Greu, corect. Greu. 1-1. Greu. Parcă să zic eu Bogdan Stancu la noi. Pierdut la limită noi, 1-0 ne-au bătut Franța, după aia 1-1 cu Elveția și 0-1 cu Sadicu. Da, cu Albania, frații albanezi. Acolo am putea să spunem că... Hai, cu elvețienii, uite că au ajuns aici și joacă. Și Naționala Elveției e o surpriză. Da, da, da. Naționala Elveției e o surpriză în acest moment, să vedem dacă reușește să reziste. Italia greu cu Austria, nu? Greu. Primul gol primit după 11 meciuri. 11 parcă. Meciuri, da, 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 da. 11 meciuri și să te duci în prelungiri fără să ai foarte multe ocazii de poartă. Corect. Față de ce au arătat în primele meciuri. Cătălina, ce voiam să te întreb, că tu ai fost la primul meci, parcă, da, nu? Da. Cum ți s-a părut? Dacă n-ar fi, adică sincer, te-ai impresionat sincer, da? Sau? Sincer, dacă n-ar fi fost suporterii macedoneni, lângă noi doi băieți chiar s-au și culcat, pentru că citiseră foarte mult peste seară, cu coperți la schimb, vorbesc serios, doi băieți aici dormeau, la 3-1 s-au culcat într-adevăr. Dacă n-ar fi fost suporterii, erau undeva la 200-300 de suporteri austrieci foarte cuminți, adică nu se simțea că-s pe stadion, și dacă n-ar fi fost și de acolo, adică nu e exact cum se spune emulația aia că joacă România, adică exact. De exemplu, cel mai bun exemplu, s-a marcat și de obicei te ridicai un pic sau spuneai mâinile că nu s-a întâmplat nimic, da. Că nu știai, adică acum gata, devenisem peste noapte macedoneni sau austrieci, s-a dat gol și așa și... Un eveniment destul de important, practic, organizat de România și iată că noi n-am participat. Sincer, vrei să zic ceva? Nu am simțit nimic, adică pe campionatul ăsta european, nu, cum spuneai tu, nu e emulația. La ora 12 nu mai lucra nimeni în România. Adică e meciul de seară, mai e o oră, 7 ore, exact, și unde vezi meciul? Dacă unde? Aminte, nu prindeai bilete, duceai într-un bar, într-o cutare. Acum, ok, joacă. Am avut și grupa asta șmecheră. Ia să fi fost Franța, Portugalia, Germania. Da, corect. Nu? Corect. Stăteam altfel. Așa, suporterii macedoneni au venit, săraci. Cât să vină? Că-i țărișoara mică, cât cartierul militar. Da. Austriecii nu i-ai auzit să facă așa, iar ucrainenii... N-am avut niciun englez, nicio... Să fi fost un rus. O Rusia, un italian, un cutare. Da, și da, acum, da. Bun, vine Naționala Franței. Naționala Franței impresionează la televizor. Adică noi nu prea suntem... Mers să-l vezi pe Mbappé, mers să-l vezi pe Benzema, mers să-l vezi pe Griezmann. Uite, apropo de asta, tu ai stat la tribuna VIP, nu? Nu. Cum nu? Da, la VIP, da, corect, am stat cu Gică Hagi, da. Din moment ce ei au fost acolo, s-a transformat. Vorbesc foarte serios, că la pauză s-a dat drumul ploase torențial, era apa atâta de un metru, ăia s-a dăduseră, săriseră pe burtă și la pauză am deschis, au ieșit țușplengherlele, așa au dat stadion, gazonul.